Bună ziua, dragii mei, eu sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre legume și fructe congelate. Se pretează la congelare fructele și legumele care nu au un conținut prea ridicat de apă, ele trebuie să fie perfect sănătoase, coapte, nestrivite și curate. Legumele, înainte de a se congela, se sortează, se spală, se curăță și de la caz la caz se taie, se opărăsc, apoi se ambalează în pungi de 250 și 500 de grame neto, după care se introduc în congelator. După operațiile de spălare și de sortare, fructele li se adaugă sirop de zahăr sau zahăr tos cu scopul de a le oferi de acțiuni oxigenului din aer și de a le îmbunătăți gustul. Astfel pregătite, se introduc în cutii de carton parafinate de 250-500 de grame neto, după care se introduc în congelatoare. Congelarea se face în aparate cu plăci, congelarea rapidă la o temperatură de până la minus 40 de grade timp de 2-3 ore. După congelare, ambalajele cu legume și fructe se păstrează în frigorifere la temperatura de minus 20, temperatura care trebuie riguros menținută pentru a se evita alterările. Umiditatea relativă a aerului se recomandă de 98. În aceste condiții se pot păstra timp de 6 luni. Sortimentul legumelor congelate, mazărea extra fină cu bobul până la 7 mm diametru, mazărea fină cu bobul până la 8,5 mm diametru, fasole extra fină lungă până la 6 cm și lată de 6 mm, de ovlecei de calitate superioară cu lungimea de 6 până la 10 cm, bame sultanine cu o lungime maximă de 4 cm, spanac, pireu, roșii, ardei grași și porumb zahărat în știuleți. Sortimentul fructelor congelate, zmeu, rămurea, fine coacăze, fraș, căpșuni, prune. Condițiile termice ale legumelor și fructelor congelate se apreciază în cel mai mult 2 ore după congelare. Ele trebuie să corespundă, din punct de vedere organoleptic, legumelor și fructelor proaspete cu o consistență semitare pentru fructe și fragedă pentru legume. Legumele și fructele congelate se asortează în două calități. Transportul proaspăt congelate se face în vagoane, autocamioane și vapoare frigorifere. Se mai folosesc containere cu timp mari frigorifere special amenajate pentru transportul rapid. Se folosesc avioanele frigorifere. Magazinele în care se desfac produsele congelate trebuie să fie prevăzute cu instalații frigorifere care să asigure prevăzută o temperatură de 1 până la 12 grade. Decongelarea este o operație importantă pentru menținerea valorii alimentare a legumelor și a fructelor congelate. Legumele congelate trebuie folosite în stare congelată la prepararea mâncărilor. Ele nu se introduc în apă în bloc, deoarece cele din exterior, venind în contact cu apa fierbinte, se fierb mai repede, iar cele din interior mai greu, datorită temperaturii scăzute. Ele se introduc în cantitate mică în apă clocotită pentru a nu se pierde vitaminele. Fructele congelate, pentru a fi folosite, se lasă să decongeleze, dar în total timp de 2 ore la temperatura camerei, scoțându-le din ambalaj. Cu stimă și respect față de persoanele care urmăresc videoclipurile, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai frumoasă. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip. PS, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!